Aveți dumneavoastră, domnule Bărură, ați început exordiu vorbind despre datoria muzeului de a recupera patrimoniul de asimplament din străinătate de unde se află și domnul președinte al Consiliului Județean, de preferență, a subliniat obligația Consiliului Județean de a finanța astfel de oportunități de achiziție și dacă dumneavoastră ați vorbit despre obligații, mi se pare că lucrul nu se vorbesc și despre merite, pentru că obligații are orice comunitate locală de a recupera și de a întregi patrimoniul cultural. Astfel de obligații am întâlnit în toate județele la nivelul tuturor muzeelor județene. Mai rar, însă, am întâlnit și acest tip de merit, acest tip de inițiativă, de proactivitate, de preocupare și nu doar numitele calități și interese la nivelul muzeului județean, dar și înțelegerea la nivelul finanțatorului, la nivelul ordonatorului de credite, care este Consiliul Județean. Mă cita un președinte anterior când am spus că Muzeul Târgu Mureș este un muzeu mic pe cale să devină mare. Îmi aduc aminte, prima dată când am ajuns la Târgu Mureș și când Palatul Cultural, splendidul, spectaculosul Palat Cultural pe care îl aveți, era în renovare. Nu am izbutit atunci să-i vizitez pântecul expozițional, s-a întâmplat ulterior, la scurtă de YouTube, după ce renovarea nu se gata, am văzut galeria de artă maghiară, în scurtă vreme, foarte scurtă vreme, am văzut o secție de artă românească de ce mai bine reprezentată și după aceea, în foarte scurt timp, am văzut o galerie de artă contemporană dedicată artistului Mureșan Vlasiu. Și să știți că acest ritm alert l-am întâlnit rare ori prin țară, la nivelul comunităților locale, ce își fundează, întrețin, dezvoltă și finanțează muzeele. Mă bucură și mă declar susținător al acestui tip de activitate, pentru că, așa cum spunea domnul președinte al Consiliului Județean, că dincolo de stradă, școală și spital, în acea orice comunitate are nevoie și de identitate și de prețuire acestei memorii culturale pe care patrimoniile muzeale o conțin.